Binecuvântăm numele Domnului și dacă l-am rugat să fim liniștiți, că problemele noastre sunt luate în grija lui și totodată că el vrea în continuare să ne vorbească, să ne facă să înțelegem cuvântul său. Acest cuvânt care ne poate mântui sufletele și ne poate face vrednici pentru lucrarea sa. Astăzi, în lecția a patra din tematica ultimelor săptămâni, Cartea Sfântă, structura Vechiului Testament. Cărțile Bibliei care au fost scrise înainte de venirea Domnului Hristos, Biblia ebraică, o mai putem numi, Vechiul Testament în componența canonului evreiesc, care are 24 de cărți, cel creștin are 39, creștin protestant, iar cel ortodox și catolic cuprinde și cărțile apocrife, încă 14 cărți. Ceea ce însă este clar și vreau să amintesc în prima parte, e că Vechiul Testament este compus din trei secțiuni. Așa cum se observă foarte clar, citind din Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetul 44, sunt cuvintele Domnului Hristos. Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise. Ce cuprinde aceasta? Primele 5 cărți, de la Genesa la Deuteronom. În proroci, așa cum îi știm, după denumirea autorilor, a profeților din Vechiul Testament și în psalmi. În Biblia ebraică împărțirea este următoare. Legea, așa cum au amintit cărțile lui Moise, profeții, cuprind profeții timpurii, Iosua, judecători, Samuel și împărați și profeții târzii, Isaia, Ieremia, Ezechiel și cei 12 profeți mici. Partea a treia, scrierile. Aici avem scrierile poetice, psalmii, proverbele și Iov, sulurile, în care intră cântarea cântărilor, Rut, plângerile, Eclesiastul și Ester, și scrierile istorice, le-am putea numi târzii, Daniel, Ezra, Nemia și 1 și 2 cronici. Biblia creștină, cea ortodoxă, cum spuneam, cuprinde și cărțile apocrife, iar Biserica Romano-Catolică le-a încadrat, alături de cele 39 care le avem și noi, în canonul protestant, în secolul 15, considerându-le pe toate canonici. În primele secole, aceste 14 cărți suplimentare erau cu titlul Bune de citit. Acestea sunt Tobit, Iudit, o continuare la Cartea Estera, Esdras, Înțelepciunea lui Solomon, Eclesiastul, Scrisoarea lui Ieremia, Baruch, Susana, Cântecul celor trei copii, Bel și Dragonul, Rugăciunea lui Azaria, Rugăciunea lui Manase și 1 și 2 Macabei. Canonul protestant este împărțit în Pentateuch, cele 5 cărți ale lui Moise, cărțile istorice, 12 la număr, de la Iosua la Estera, ceea ce înseamnă că avem 17, 5 și respectiv 12, la mijloc, cărțile de înțelepciune, de la Iov la Cântarea Cântărilor, și apoi, în partea dreaptă, să numim așa, în completare, sunt din nou 17, structurate 5 profeți mari, 12 profeți mici. Mai există aici un paralelism, dacă în cărțile istorice până la Estera avem 9 înainte de exil și 3 după exilul babilonian, la fel aveam și în ce privește profeții mici, 9 profeți înainte de exilul babilonian, 3 după aceea. Am vrut doar să amintesc pe scurt componența canonică a Bibliei ebraice, și respectiv a celei protestante și respectiv ortodoxe și catolice.
Mai menționez faptul că, în mod deosebit, Biblia protestantă, cea pe care o folosim și noi, este mai legată de textul ebraic, masoretic, decât de textul grecesc al Septuagintei, spre deosebire de Biblia ortodoxă și respectivă catolică. Ceea ce vreau să insist în această seară este conținutul cărților Vechiului Testament. Și ar trebui ca unii care aveți ani în pocăință, ceea ce voi spune seara asta să fie doar o recapitulare înainte de examen. Ba chiar să vă puteți da un test, să vedeți dacă conținutul Scripturilor Vechiului Testament vă este cunoscut. Voi aminti în sinteză ce cuprind aceste cărți pe perioade istorice și vreau să fac precizarea încă de la început, că Vechiul Testament e ceea ce avem noi scris în Noul Testament, că se numea Scriptură. Vă citesc în a doua Timotei, capitolul 3, unde scrie de la versetul 16, hai și 15. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Și asta se referă numai la Vechiul Testament. Noul Testament nu era scris. De aceea când au zis pe unii care vor să excludă Vechiul Testament și să spună Scriptură numai la Noul Testament, să vă dați seama că greșesc, că Noul Testament, Vechiul Testament e numit Scriptură. Și Noul Testament se include apoi în Sfânta Scriptură. Dar Vechiul Testament au fost Scripturile despre care vorbește Noul Testament, au fost Scripturile în care a predicat Domnul Iisus, Vechiul Testament sunt Scripturile din care s-a născut și din care este compus în cea mai mare parte Noul Testament. Spune în continuare aici, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și noi putem citi exact fără să greșim. Tot Vechiul Testament este însuflat de Dumnezeu și de folos. Și unii consideră că nu e atât de mare de folos în el, că numai Noul Testament. Dar n-a luat Domnul Hristos Scripturile și le-a arătat în cărțile lui Moise, în profeții, în ceea ce scrie despre el? Și atunci se ridică întrebarea logică, nu este important să studiem despre Domnul Iisus? Cu siguranță că da. Scriptura este de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Iată așadar care este conținutul sintetic al Vechiului Testament, al Scripturilor. Perioada creației, Genesa 1 la 11, o istorie de aproape 2000 de ani, cuprinde originea Universului, a diferitelor forme de viață, a stării spirituale a omului de la păcat la făgăduința răscumpărării. Există narațiuni paralele cu Genesa 1 cu 11 în alte cărți de mitologie antice în Mesopotamia, de exemplu poemul lui Gilgamesh sau epopeea lui Atrahasis. Dar diferențele sunt fundamentale, în sensul că noi știm lumea a fost creată prin cuvântul lui Dumnezeu, din dragoste pentru oameni, pe când acele poeme evidențiază o creație a unor zei aflați în conflict și plictisiți, care au vrut să facă ceva nou. Această parte a Bibliei, Genesa 1 la 11, este cea mai contestată de către oameni, de către critici, dar este confirmată și reconfirmată de mai mult de 100 de referințe în întreaga Biblie, între care toți apostolii fac referire la aceste capitole și, bineînțeles, Domnul Hristos. În aceste capitole de început a Bibliei avem noțiuni speciale, omul creat, păcatul cu efectele lui și ispășirea necesară, forme religioase, sociale și economice ale istoriei dinainte de potop, judecata celor răi, salvarea celor neprihăniți, un nou început. Iată cum de la începutul Bibliei avem deja o imagine de ansamblu a planului lui Dumnezeu. Aici apar primele arhetipuri, Adam, capul unei rase umane. Știți că Domnul Hristos urma să fie cel de-al doilea Adam. Aici avem pe Abel și jertfa sa plăcută, ca un simbol al Domnului Hristos și nu numai, a felul în care oamenii ar trebui să se închine în fața lui Dumnezeu. Urmează perioada patriarhilor.
câteva sute de ani. Genesa 12 la 50 și cartea Iov. Aceasta cuprinde istoria patriarhilor de la apariția lor în Canaan, când Dumnezeu l-a chemat pe Avram, până la staționarea lor în Gosen, unde s-au format triburile lui Iacov și au primit făgăduința eliberării. Există referire și la alți sfinți, ne putem gândi la Melchisedec. Aici avem alte simboluri mesianice, pentru că Domnul Hristos, vorbind din Scriptură, la acestea se referea. Jertfirea lui Isaac, Genesa 22, o imagine extraordinară. Vânzarea lui Iosif și salvarea prin el, o altă imagine hristică, a felul în care Domnul a fost vândut și apoi a adus răscumpărarea. Legământul fundamental în această perioadă și în teologia israelită a fost inițiat de Dumnezeu, prezentat lui Avram, apoi a fost reiterat pentru Isaac, pentru Avram, toate conțineau făgăduința unei semințe, care era Domnul Hristos. Aici este evidențiat planul suveranului Dumnezeu pentru omenire în pofida unor greșeli pe care patriarhii le-au făcut. Dumnezeu s-a dovedit a fi în control, trecând peste aceste greșeli, pedepsindu-i acolo unde a fost nevoie, dar arătându-și prin simboluri ceea ce avea în plan și ducându-și generație cu generație planul la îndeplinire. Cartea Iov, care datează tot din aceeași perioadă, arată cunoașterea lui Dumnezeu în adversitate. Ce trebuie să facă omul când este în necaz? Este o carte de înțelepciune cu care noi ne putem zidi sufletește, ne putem mângâia. În prologul cărții avem evidențiat un scop cosmic al suferinței. O discuție în cer, cum știți, pentru o suferință ce urma să aibă loc pe pământ. Urmează pentru câteva capitole dialogul prietenului Iov, scopul puritiv al suferinței. Ei credeau în mod deosebit că Dumnezeu pedepsește păcatul. Apare monologul lui Elihu, ceea ce scoate în evidență scopul corectiv al suferinței. Dumnezeu vorbește omului prin aceste stări. Apoi intră Dumnezeu în dialog și arată scopul instructiv al suferinței, care este cel mai important. Dumnezeu n-a pus problema ca și ceilalți. Și se încheie cartea Iov, având în epilog un sfârșit fericit al suferinței, rămânând pentru toată posteritatea o pildă de răbdare, cum spune Iacov în epistola sa. A treia perioadă a Scripturilor Vechiului Testament, perioada Exodului, din momentul eliberării până la popasul de la răsăritul Iordanului, unde a fost scrisă cartea Deuteronom, care de fapt e un fel de studiu biblic care l-a ținut Moise înainte de sfârșitul vieții sale. O repetare a legilor, a principiilor sfinte. În această perioadă se evidențiază Moise, pentru o perioadă de aproximativ 80 de ani, ca eliberator și organizator ales de Dumnezeu pentru poporul său. El a fost făcut Dumnezeu, spune Scriptura în cartea Exod, pentru faraon, care se credea și el zeu, o reprezentare fizică a zeului Ra, a zeului Soare. De altfel, toate plăgile au arătat că toate zeitățile Egiptului erau o nulitate în fața Dumnezeului evreilor, dar care și-a dovedit doar superioritate, ci și-a arătat planul prin eliberarea efectuată în noaptea Paștelui. Iată cum din nou mâna lui Dumnezeu este foarte evidentă și foarte prezentă, nu doar în minunile pedepse, ci și în sărbătorile care s-au instituit și toate erau simboluri. Exodul evidențiază puterea lui Dumnezeu, eliberarea evreilor de la persecuție sub Hicșoși, ei au ajuns în Egipt, apoi când dinastiile autohtone au revenit la conducere, ei au suferit acea perioadă de sclavie, Dumnezeu i-a eliberat și apoi prin drumurile și popasurile pustiei au fost educați de Dumnezeu, nu doar la muntele Sinai unde au primit legea. Aici Dumnezeu și-a arătat principiile lui, legământul teocratic și prezența sa călăuzitoare manifestată prin nor sau prin foc. Mesajul cărții este unul istoric, dar nu numai, teologic, revelația divină, pe care, așa cum vă spuneam în lecțiile anterioare, se bazează credința în Dumnezeu evreilor, credința
în Domnul Hristos, în Scripturi. Și are și un scop didactic. Ascultarea a fost întotdeauna o condiție a îndeplinirii făgăduinților divine. Dacă vei asculta, spune a carte de Deuteronom 28, iată binecuvântările care vor veni peste tine. În această perioadă a fost dată legea, care cuprinde în prim plan trei coduri. Codul moral, caracterul și voia lui Dumnezeu. Evidențiat prin cele 10 porunci, care la rândul lor se pot restrânge în două, așa cum evidențiază Domnul Hristos și Apostolul Pavel, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproape. Primele 4 porunci aveau de-a face cu relația omului cu Dumnezeu, iar de la porunca a 5-a, începând cu cinstirea părinților până la a 10-a, aveau de-a face cu relațiile interumane, începând de la naștere, din familie și până la întreaga societate. Codul ceremonial și spiritual cuprindea 7 sărbători. Cea din tâi, din punct de vedere calendaristic, după anul religios care începea primăvara, sărbătoarea azimilor, 14 Nisan, urmată Paștilor, urmată deci la 7 zile a sărbătorii azimilor, 7 săptămâni mai târziu, pe 6 Sivan, era 50-mea, în toamnă, în luna a 7-a, care era și cea din tâi anul religios, în cea din tâi zi era sărbătoarea trâmbiților sau anul nou, în ziua a 10-a aceleiași luni, a 7-a, respectiv întâi în anul civil, era ziua ispășirii, singura zi în care marele preot intra în Sfânta Sfintelor. Vedeți, toate acestea erau reprezentative. Se prefigura faptul că numai odată se poate face ispășirea, pentru tot anul. Domnul Hristos a făcut totul pentru toată istoria, dinainte de El și după El. În aceeași lună, pentru 7 zile, din ziua 15-a, era sărbătoarea corturilor. Să ne amintim că exista și un an sabatic, care avea de-a face tot cu date din luna aceasta, și anul de veselie, anul al 50-lea. Aici este un simbol interesant, se suna din trâmbiță, venea anul de veselie, toți datornici erau iertați. Toți se puteau întoarce la moșia lor. Și primele zile de libertate se serbau împreună, în corturi, bucurându-se cu toți, bogați și săraci, leviți și oameni din celelalte seminții ale lui Israel. Pe lângă aceste simboluri ale sărbătorilor, pentru că să ne amintim, Domnul Hristos și-a dat viața de sărbătoarea Paștilor. Duhul Sfânt a venit de sărbătoarea Cincizecimii. Personal cred, și nu-i numai părerea mea, Domnul Hristos s-a născut de sărbătoarea corturilor. Toate acestea sunt simbolul care arată lucrarea lui Mesia. Existau și 5 jertfe speciale, unde sacrificiul trebuia asociat cu rugăciunea în penitență, ceea ce dădea ca unică posibilitate ca oamenii să se apropie de Dumnezeu. Arderea de tot, jertfa de mâncare, de pace, de mulțumire, jertfa pentru păcat și jertfa pentru vină, dintre care unele se ofereau în mod spontan, ca laudă și mulțumire pentru binecuvântări, iar altele erau cerute de Dumnezeu pentru păcatele comise, pentru greșelile care le săvârșea un om, fie el de rând sau căpetenie sau poporul. Cel de-al treilea cod era cel social, ce cuprindea reguli de dietă, igienă, cadastru, funciar, serviciu militar, familie, mod deosebit în Deuteronom 14 la 25 le întâlnim. În Noul Testament, care este aplicația acestor coduri? Ce folos are să le citim? Ele capătă o formă a credinței, a spiritului, a ceea ce ar fi trebuit cel puțin într-o anumită măsură să cunoască, să realizeze și cei din Vechiul Testament. Și David este o dovadă că a înțeles mai mult decât spunea slova. Zice el în Psalmul 51 când se mărturisește, Doamne, dacă ai fi voit jertfe, eu ți-aș fi adus. Jertfele plăcute ție sunt un duh zdrobit. Adică el a înțeles în ce stare trebuie să fie omul care vine înaintea Domnului cu acele jertfe. Toate acestea, sărbătorile, sistemul jertfelor, era coordonat și se derula sub coordonarea și serviciile preoților și leviților la cort și apoi la templu. Întreg sistemul teocratic
era unitar și era un singur loc în țară unde ei trebuia să se prezinte înaintea Domnului. Cartea Levitică, acea carte la care unii când citesc Biblia la rând se cam împodmolesc. E un manual de reguli și îndatoriri pentru preoți și leviți și chiar pentru toată noțiunea, pentru că esența acestei cărți o putem citi în Levitic 11 cu 44-45. Voi să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, zice Domnul. Un manual de sfințenie. În cazul nostru nu mai avem de a face cu o necurăție de ordin fizic, dar aspectele morale, simbolice, sunt bune și pentru noi. Chiar citirea lor, literal, ne arată să înțelegem că legea este un drumător spre Hristos. Cât de atenți trebuia să fie ei? Și Scriptura spune în Noul Testament, cu cât mai atenți trebuie să fim noi. Ei aveau în vedere un sânge de animale cu care trebuiau stropiți sau apă sfințită. Noi avem în vedere sângele Domnului Hristos, binecuvântat să-i fie numele. Trecem la următoarea perioadă, cucerirea Canaanului, perioada lui Iosua. Știți că Moise i-a lăsat cu partea de răsărit a Iordanului cucerită. Iosua a fost învrednicit să conducă națiunea mai departe, au trecut Iordanul prin acea minune realizată de Domnul, au străpuns țara prin mijloc, apoi a fost o campanie militară în sud și alta în nord și țara a fost supusă, pentru că cananiții s-au coalizat și au fost înfrânți în două mari bătălii, urmând apoi ca să termine cu ei în cetățile unde ei rămăseseră. A urmat a cincea perioadă, perioada judecătorilor. Aici asistăm la acele cicluri repetate, păcatul prin încuscriri, prin faptul că nu au nimicit cananiții în întregime după cum era porunca. Aduceau presiune și ei erau subjugați pe rând de diferite popoare din Canaan sau din jurul lor. Strigau către Domnul, ridicau un izbăvitor, venea eliberarea și urmau câțiva zeci de ani de liniște. Dar din nou, altă generație se închina la idol și Dumnezeu în îndurarea lui ridica un alt izbăvitor și astfel s-a întârziat cucerirea totală a Canaanului și împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Tot în această perioadă avem în Scripturi unele capitole din Cartea Judecător și Cartea Rut care evidențiază cazuri specifice. Și Cartea Rut este foarte interesantă, plină de simboluri. Dar câte evenimente familiale nu s-au petrecut atunci, care nu ne sunt scrise. A urmat perioada regatului unit. După încheierea judecătorilor, știți că evreii au cerut un împărat, Dumnezeu le-a dat pe Saul, David și Solomon. Au fost singuri împărați după care țara s-a dezbinat. În această perioadă asistăm la înălțarea și căderea lui Saul. Lecții pline de învățăminte, haruri care au fost ratate, neascultarea și efectele ei. Urmează în scenă triumful lui David ca împărat teocratic, extinderea împărăției, supunerea tuturor popoarelor. Dar tot despre David este scris, prezentându-ne cazurile unui om nechipzuit și evaluarea lui sub disciplina teocratică. Știți, păcatul lui și pedeapsa care urma. David este omul cel mai pe larg descris în Biblie, un om după inima lui Dumnezeu, care a păcătuit și a fost pedepsit greu de Domnul. În ipostazii lui de păstor, de soldat, de om prigonit, de suveran, de păcătos, de om de stat cu toate pasiunile spirituale pentru templu, sunt lecții extraordinare, pe care cei credincioși trebuie să le citească și să ia învățătură din toate. Scripturile Vechiului Testament sunt importante pentru că au fost scrise de profeți, de oameni lui Dumnezeu, cum aminteam în lecția a doua. În ele nu este doar o sămânță de adevăr, cum este în literatura profană. În Scripturi avem adevăr pur. Sunt lecții sfinte, este pedagogie dumnezeiască pentru noi. Doamne, dă-ne pricepere și pasiune pentru a citi. Și a învățat din toate. Cât de atent trebuie să fii un om, să ajungi la talia lui David și să comizi erori mari.
Dar să știi apoi, dacă cineva este în cauză, cum să te pocăiești. Cum David, fac referire la un singur episod, atunci când a trebuit să fugă din fața lui Absalom, au venit preoții cu chivotul după el. El însă le-a spus, duceți chivotul înapoi. Eu nu-l voi folosi pe Dumnezeu și chivotul lui drept paravan să-mi apăr problemele mele. Dacă Dumnezeu îi va plăcea de mine, mă va aduce înapoi și mă face să văd chivotul. Și a suportat pedeapsa. A acceptat și unșii mei să blasteme. Iată ce lecții pline de valoare spirituală. Succesorul lui Solomon, prin încoronarea, înțelepciunea, domnia păcii, zidirea și inaugurarea templului, bogăția și familia, deschide alte subiecte de studiu pentru noi. O lecție pentru ca toți bogații să se liniștească și înțelepții să aibă ce învăța. Și toate acestea sunt scrise pentru noi. Cartea psalmilor, scrisă în aceeași perioadă, știți că jumătate din psalmi aparțin lui David, e de o valoare inestimabilă. Rugăciuni pentru toate stările spirituale, de la penitență până la bucurie. Un poem mai mult decât spus de toată frumusețea. Un poem pentru suflet. Acest psalm, ceea ce înseamnă cântare acompaniată muzical, exprimă cine este Domnul și ce face El. Prin toate acele subiecte, devoțiune, răzbunare, laudă, psalmi mesianici, proverbele, au un mod de a învăța adevărul prin comentarii despre viață în domeniul social, spiritual, moral, ghid pentru trăirea unei vieți cu succes. Ferici de tineri aceia și chiar de bătrânii care citesc zilnic din psalmi și din proverbe. Chiar este indicat, nu cred că e mare folos să citești 20 de psalmi introduși și apoi să nu mai citești nu știu câte vreme din psalmi. Adică aș recomanda un psalm 2, ceva din proverbe și apoi altceva din restul Bibliei, așa să fie meniu întreg. Să fie sortimente diferite, să ai de toate. Și pentru suflet, și pentru o minte mai rațională. Cartea Eclesiastul se înscrie și aici ca o cercetare a vieții și deșertăciunii ei, când viața nu depinde de Dumnezeu. Oameni care la sfârșit își dau seama că au încercat lumea să o guste fără Domnul, nu-i decât pesimism, eșec și deșertăciune. A urmat perioada numită haotică, aceea în care regatele lui Israel au fost despărțite, începând cu Ieroboam și Roboam. În cartea 1 și 2 Cronici, acțiunile se petrec în jurul tronului. Știți, sunt prezentate în succesiune domniile împăraților. În cartea 1 și 2 Cronici se schimbă centrul de atracție. Ele au ca și centru templu, nu tronul. În mod deosebit, aici sunt prezentați regii lui Iuda, pentru că în regatul lor se afla Ierusalimul și templu. În regatul de nord n-a fost decât apostazie și a sfârșit în robie asirian în anul 722 înaintea erei noastre. În regatul de sud au fost reforme sub Asa, Iosafat, Ezechia, Iosia, care au fragmentat acea perioadă idolatră, dar în final, datorită stricăciunilor, s-a ajuns tot la robie. Au fost deportări în anul 606, 597 și apoi distrugerea templului în 586. De aici sunt, iarăși, mari lucruri de învățat. Nevoia de pocăință, de trezire spirituală. Dar în același timp, referindu-ne la regatul de nord, putem observa în istoria creștină biserici care au luat-o pe drumul idolatriei și a apostaziei și nu s-au mai trezit niciodată. Cele două regate sunt simboluri pentru creștinismul nostru. Unii care cad și nu se mai ridică și alții care își revin în parte, iar cad și în fiecare generație Dumnezeu are oameni care ascultă și se mântuiesc. În această perioadă s-au ridicat cei mai mulți profeți, pentru că acum era cea mai mare nevoie, datorită stricăciunii în care a căzut în mod repetat poporul lui Dumnezeu. Sunt foarte frumoase și aceste cărți ale profeților. De exemplu, Obadia descrie nimicirea Edomului, urmașii lui Esau, Ioel.
judecata și mântuirea Domnului în ziua lui. Iona, măreția îndurărilor Domnului și îngustimea intenționată a omului. Naum descrie după Iona nimicirea Ninivei. Generația aceea a scăpat, fiindcă s-a pocăit, dar o altă generație a sfârșit în pedeapsă. Amos. Acel om chemat să fie profet, deși nu făcea parte din școala profeților, dar Dumnezeu a avut nevoie de el. Descrie judecata iminentă a lui Israel pentru corupția morală și nedreptatea socială. El scotea în evidență că Ioan Botezătorul mai târziu abaterile de ordin social și moral are evreilor. Osea. O carte plină de simboluri arată dragostea neschimbătoare a lui Dumnezeu de a aduce judecata, dar și restaurarea. Mica, contemporan cu Osea și cu Isaia, a prevestit prima și cea de-a doua venire a lui Mesia, tocmai într-o vreme întunecată, drept dovada faptului că Dumnezeu era în control și urma să-și aducă planul la îndeplinire. Isaia, o carte care se împarte ca și Biblia, primele 39 de cărți, sunt o imagine a Vechiului Testament și descrie Israelul ca istorie și păcat, precum și alte popoare. Partea a doua, 27 de capitole, ca și Noul Testament, începe cu Ioan Botezătorul, Isaia 40, vă amintiți? Glasul care strigă, și se sfârșește Isaia 66 cu imaginea noului pământ, comparabilă cu cartea Apocalipsei. Țefania vorbește despre marea mânia Domnului și răscumpărarea din ziua lui. Habacuc, acel profet contemporan cu Ieremia, care a văzut distrugerea, vorbește despre evidența sfințeniei divine judecând pe Iuda prin Babilonul cel stricat. Asta era întrebarea lui: Doamne, cum să nimicești poporul tău prin acești oameni păgâni? Și Dumnezeu i-a arătat de ce a fost nevoit să facă așa. Ieremia, cea mai lungă carte profetică, descrie istoric de la vremea lui Iosia până la sfârșitul regatului lui Iuda, dar este plină de ultime apeluri ale lui Dumnezeu. Și acestea sunt reprezentative, foarte reprezentative, pentru felul în care arată că Dumnezeu nu le-a apătat dintr-o dată. Spunea Dumnezeu prin Ieremia lui Zedechia: pleacă-ți jugul sub stăpânirea împăratului Babilonului și va rămâne țara. Nu puteau să mă asculte, pentru că starea lor nu era bună. Ieremia a suferit și el, ca și ceilalți profeți, pentru că au trăit în această vreme critică. Știți că în final a fost târât de evreii rămași în Egipt, unde, potrivit tradiției, a murit. A urmat perioada captivității, cei 70 de ani. Cu cei captivi, în prima și respectiv a doua deportare, au fost duși Daniel și Ezechiel. Ezechiel este considerat părintele iudaismului. El a profețit pentru iudei, împreună cu ei în robie, iar Daniel la palat pentru neamuri. Ezechiel a fost profetul viziunilor cerești. Într-o asemenea vreme critică, după cum a fost scrisă și Apocalipsa, într-o vreme de prigoană, Dumnezeu își arăta măreția lucrărilor sale. Pare curios. Atunci când poporul Dumnezeu pare zdrobit, Dumnezeu se arată în glorie, pentru ca să le întărească de fiecare dată credința și să arate puterea lui de restaurare. Daniel, acest om prea iubit și scump, cum îl numește Scriptura, a slujit pentru aproximativ 70 de ani sub 6 regi babilonieni și 2 persani. El a văzut distrugerea Imperiului Asirian, a Israelului, a Iudeii, a Imperiului Babilonian, a Egiptului și a avut imaginea instaurării împărăției veșnice. În anii vieții lui a trăit aproape 100 de ani. A văzut cum s-au împlinit parte din profețiile ce Dumnezeu i-a dat. Și apoi când se uita la ce va fi în timp, Dumnezeu i-a spus: până aici. Aceste lucruri se vor împlini la sfârșitul vremurilor. A urmat perioada post-exilică, fiindcă Dumnezeu și-a adus aminte de ei și credem că Daniel, prin rugăciunile lui și poate și prin poziția care a avut-o la palat, a pus o vorbă bună, nu doar la Dumnezeu, dar și pe pământ, pentru eliberarea lor. În perioada post-exilică au fost scrise, cum aminteam, 3 cărți istorice și 3 profetice: Ezra, Nemia, Estera, Hagai, Zaharia și Maleachi. Întoarcerea evreilor din exil, sub Zorobabel, dar să știți că nu s-au întors decât sub 50.000 de evrei.
cum și acum în vremea noastră, nu se vor întoarce toți. Rămășița e mântuită, ce-i scris în carte. Sub Ezra s-a reconstituit în mod deosebit sistemul levitic, preoțesc. El a fost din această seminție, s-a făcut o reformă, a avut o cotrezire spirituală, s-a constituit sinagoga. Am amintit în lecțiile trecute că Ezra se pare că a fost omul care a lucrat cel mai mult la compunerea, la așezarea împreună a cărților Vechiului Testament, acest cărturar iscusit, care a iubit mult legea lui Dumnezeu. El mai poate fi comparat doar cu Iosua în ceea ce privește citirea cărții și împlinirea tot ceea ce a găsit scris. L-am trecut pe Iosia, care a restaurat sărbătoarea Paștilor, dar sărbătoarea corturilor, de-abia Ezra a pus-o în normele rânduite de Dumnezeu prin Moise. Estera, acea carte care arată grija continuă a Domnului pentru Israel, chiar în robie. Amintiți-vă de marea primejdie a evreilor prin exterminare și mare eliberare și înălțarea lor. Toate acestea au fost din nou simboluri binecuvântate. Cartea Hagai este un exemplu și un imbold pentru cei care trebuie să fie mai pasionați de lucrarea Domnului. Oamenii aceia își zideau case, aveau o agricultură bine pusă la punct și și-au dat seama că nu mai există binecuvântare. De ce? Casa Domnului nu era pasiunea lor. Profetul Hagai alături de Zaharia au fost cei care au determinat poporul și Duhul Domnului a folosit ca să se reconstruiască templul. Pentru că era prins în plan Dumnezeu această lucrare. Și se încheie Vechiul Testament cu cartea Maleahii. Dar istoria se repetă. Din nou în această carte, Israelul nu apare într-o stare spirituală bună. În prima parte a cărții este evidențiată bunătatea lui Dumnezeu față de Israel în raport cu Esau. Este scris, pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-am urât. Și ei întrebau, cu ce? De fapt, cartea Maleahi e un dialog între poporul îndărătnic și împietrit și Dumnezeu. Ei își arată nemulțumirea, aroganța și indiferența și Dumnezeu le prezintă dragostea Lui. Ei își arată în capitolul 2 disprețul față de lege, Dumnezeu le arată harul Său pentru ei ca popor. În capitolul 3 se face referire la mesajerii Domnului și se încheie cu referire la judecată și la trimiterea acelui Ilie, care de fapt a fost Ioan Botezător. Iată cum Dumnezeu în toate aceste perioade a fost omniprezent și omnipotent, deși nu mulți l-au înțeles și să știți că nici acum nu este altfel și niciodată nu a fost altfel. În general, oamenii se abată de la harul lui Dumnezeu, disprețuiesc valorile care le are Dumnezeu pentru vremea aceea, dar Dumnezeu rămâne drept. Vă citesc doar un cuvânt din cartea lui Țefania, acest profet care chema și el la pocăință. Capitolul 3, de la versetul 1, vai de cetatea îndărătnică și spurcată, vai de cetatea plină de asuprire, și era vorba de cei din poporul lui Dumnezeu. Ea n-ascultă de niciun glas, nu ține seama de mustrare, nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeul Său. Căpetenii în mijlocul ei sunt niște lei care răgnesc, judecătorii sunt niște lupi de seară care nu mai lasă niciun os până dimineață. Prorocii ei sunt ușurate și înșelători, preoții ei pângresc lucrurile sfinte, calcă legea. Domnul este fără prihană în mijlocul ei și El nu face nicio nelegiuire. În fiecare dimineață El scoate la lumină judecățile, fără să înceteze vreodată. Dar cine este nelejuit, nu știe de rușine. Și ca să nu rămână nici ei și nici noi cu această imagine a îndepărtării irecuperabile de Dumnezeu, în același capitol este scris, versetul 12, voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit și mic. Așa a fost întotdeauna poporul lui Dumnezeu, care se va încrede în numele Domnului. Versetul 17. Domnul Dumnezeu tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Cam așa ce va scrie și în finalul cărții Maleahi și a întregului Vechiului Testament. Cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, Domnul a notat, el rămâne drept,
și-a arătat judecățile și și-a exprimat voia sa în orice perioadă, iar la vremea potrivită cei ce sunt ai lui vor fi adunați, cât pentru ceilalți vor fi ca miriștea, vor arde, cum predica și Ioan Botezătorul mai târziu. Vreau să ne oprim acum în final la două concluzii scurte și, așa cum v-am spus, vă îndemn să aveți această imagine a Vechiului Testament și să vă opriți după caz, după nevoie, la orice pasaj, că totul este frumos. E glasul Dumnezeu vorbind omenirii, este istoria omenirii văzută sub ochiul lui Dumnezeu. Cărțile Vechiului Testament fac referiri dese la Pentateuh, adică la cele cinci cărți, de unde și denumirea Penta, cinci, ale lui Moise. Și este numit mai întâi de Dumnezeu, în Iosua 1:8, cum s-a încheiat? Cartea aceasta a legii. Atât era scris atunci. Genesa, Deuteronom. Ce a spus Dumnezeu lui Iosua? Să nu se depărteze de gura ta. În alte referințe ale Vechiului Testament e numită Cartea Legii lui Moise, Iosua 23:6, 2 Regi 14:6, sau e numită Legea lui Moise, 1 Regi 2:3. Acolo unde David vorbea fiului său Solomon, păzește poruncile Domnului, umblând în căile lui și păzind legile lui, poruncile lui, după cum este scris în legea lui Moise. Baza era în cărțile lui Moise. Cărțile Noului Testament fac referire la întreg Vechiul Testament, numindu-le Scripturile, Matei 22:29. Legea lui Moise, Proroci și Psalmi, pe cele trei secțiuni, Luca 22:44. Romani, capitolul 1, vorbește Apostolul Pavel, scrie, versetul 2, numindu-le Sfintele Scripturi. Am citit din 2 Timotei 3:15-16, unde sunt numite Scriptura, Petru la rândul lui. 2 Petru 1:20, unde vorbește el că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Deci iată la ce spune Noul Testament Scriptură, la ce spuneau apostolii și Domnul în primul rând, că este Scriptura. Sunt peste 70 de expresii în Noul Testament, este scris. Toate se referă la Vechiul Testament. Este scris. Este expresia aceea pe care Domnul a folosit-o în ispită. Este scris. Este expresia aceea prin care Pavel îi spune lui Timotei să nu, și corintenilor, să nu treacă peste ceea ce este scris. Noul Testament conține sute de citate preluate din Vechiul Testament. Cartea Apocalipsa are și ea, în cele 22 de capitole, sute de expresii din Vechiul Testament. Iată cât de legat este Vechiul Testament de Noul Testament. Deci, Vechiul Testament, am putea spune într-o concluzie simplă, scurtă, este Scriptura lui Dumnezeu, sau prima parte a Scripturilor lui Dumnezeu. Legea lui Moise, Prorocii și Psalmii, prezintă pentru cel ce le citește și le studiază o înțelegere întreagă a lui Dumnezeu și a planului său de mântuire. Și se constituie în cheia înțelegerii necesității și rolului venirii lui Mesia și a tuturor evenimentelor aferente mântuirii. Cine vrea să-L înțeleagă pe Dumnezeu, să trăiască după voia Lui, trebuie să citească toată Scriptura, numai așa o poate înțelege. Există o coincidență în temele primilor trei capitole ale Genesei și ultimele trei capitole ale Apocalipsei. Primele trei capitole prezintă creația și așezarea omului în grădină și se încheie cu excluderea lui, expulzarea din rai. Amintiți-vă ce scrie în ultimele trei capitole ale Bibliei. Din nou Dumnezeu aduce poporul în rai. Doamne, ajută-ne să ajungem și noi. Condiția noastră terestră este un traseu între ceea ce prezintă începutul Bibliei și ceea ce arată sfârșitul ei.
I-a spus Dumnezeu lui Iosua, i-a spus lui Daniel mai târziu, chiar cu refer la vremea noastră, mulți vor citi, cunoștința va crește. Și Dumnezeu vrea, cum scria și în Habacuc, pământul să fie plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care l-acoperă. Nu-i problemă dacă mintea nu ne-ar duce să acumulăm mai multe cunoștințe biblice. Dar e problemă, cum era și aseară un mesaj profetic în care Domnul cerea tinerilor să se golească de tot ce e rău pentru ca să se poate umple de cunoștință sfântă. Nu-i problemă că nu ții toți la minte, toți în parații aceia, cum s-au derulat și care a fost viața lor, dacă nu te ajută memoria. Dar e problemă când te interesezi și ții minte știrile, cine de cine a divorțat și cu cine s-a recăsătorit și toate acestea învelite în niște informații imorale și nu ține minte adevărurile sfintele Scripturilor care sunt de mare folos pentru noi. Spunea un frate că vreo săptămână în urmă, dacă vă amintiți, despre o familie, nu predicator, în vârstă, vorbea soțul și soția cu referire la cărțile istorice ale Vecului Testament, ce frumos e, cum spune Noul Testament, să vorbești cu psalmi, să-i memorezi, să-i învățătură din toate acestea. Pentru că citesc în final 1 Corinteni, capitolul 10, și aici avem o referire numai la Vecul Testament. 1 Corinteni 10, de la versetul 11. Aceste lucruri s-au întâmplat care să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră. Doamne, învață-ne! Scriptura fericește în ultima carte pe cine citește. Dar să știți că Scriptura fericește pe cel ce începe cu prima carte și termină cu ultima carte. Pentru că ele sunt strâns legate. Binecuvântat să fie Domnul pentru toată Scriptura. Amin.